Hei, salut! Bine te-am găsit în lumea poveștilor! Începem o nouă serie de povești de neuitat, care cuprinde unele dintre cele mai îndrăgite povești din literatura universală. Poveștile ne sunt oferite de către editura Creativ, căreia îi mulțumim pe această cale. Link-ul de unde puteți cumpăra cartea este în descriere. Dar înainte de a începe, nu uitați să dați un like acestui video. Iar dacă nu v-ați abonat încă, acum este momentul ideal să o faci. Pentru voi este gratuit, iar pe noi ne motivează să continuăm acest proiect. Haideți să începem prima poveste. Frumoasa din pădurea adormită. Trăia odată, în vremuri uitate, un împărat și o împărăteasă, care nu mai erau de mult tineri și care își doreau din tot sufletul un urmaș. Pe când își pierduseră speranța, iată că soarta se îndură de ei și le dărui o frumusețe de fată. Și cum împăratul era un om tare mărinimos, puse la cale o mare petrecere, la care, pe lângă rude și prieteni, chemă și ursitoarele. În ținutul acela trăiau 13 ursitoare, dar pentru că împăratul nu avea decât 12 talere de aur, în care puteau servi bucatele, una dintre ele nu fu portită la ospăț. Petrecerea se prăznui cu mare strălucire, iar când se apropie de sfârșit, ursitoarele înzestrară copila cu cele mai alese daruri. Însă, în clipa în care cea de-a 12-a ursitoare își termina urarea, apărâu Van Vârtej și cea de-a 13-a ursitoare, foc și pară de supărare, fiindcă nu fusese chemată. În ziua în care domnița va împlini 15 ani, să se înțepe cu un fus și să moară, rosti cu glas tunător, după care se făcu nevăzută. Auzind-o, toți cei prezenți înclemeniră de spaimă. Însă, cea de-a 12-a ursitoare, care nu își isprevise urarea, se apropie de leagănul fetiței. Și, fiindcă nu îi stătea în putere să ridice blestemul, încercă măcar să-l îndulcească. Să nu moară totuși, ci să cadă într-un somn adânc, care să-i țină 100 de ani. Împăratul, care dorea din tot sufletul să oferească pe copilă de blestem, dădu numai decât poruncă să se pună pe foc toate fusele din împărăție. În tot acest timp, fetița creștea și era atât de frumoasă și de cuminte și de înțeleaptă, încât toată lumea o îndrăgea. Se întâmplă însă că tocmai în ziua în care domnița împlinea 15 ani, împăratul și împărăteasa să fie plecați de acasă, astfel că fata rămase singură la palat. Și, ca să mai uite de plictiseală, luă la rând atacurile castelului. Într-un târziu, ajunse și în vechiul turn. Acolo, într-o cămăruță strântă, văzu o femeie bătrână, care torcea. Curioasă, fata vrut să încerce și ea să toarcă, dar imediat ce atinse fusul, se și înțepă la un deget. În clipa în care simți înțepătura, fata căzu pe pat și se cufundă într-un somn adânc, iar somnul acesta cuprinse întregul palat. Împăratul și împărăteasa, care tocmai atunci se întorsese acasă și intraseră în sala tronului, adormiră și ei pe loc, iar odată cu dânsii adormi și întreaga curte. Adormiră și caii în grajduri, și câinii prin cotloanele curților, și muștele pe pereți. Ba chiar și focul care arda în vatră își domoli mai întâi vâlvătaia, apoi se stinse cu totul. Friptura încetă să mai sfârâie, iar bucătarul a dormit și el. Și ce să vezi? Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe aventuri fascinante. După o vreme, de jur împrejurul castelului începură să crească tufișuri mari de mărăcini, care cuprinseră toți pereții castelului, de nu mai puteai vedea nimic, nici măcar steagul de pe acoperiș. Între timp, vestea despre frumoasa din pădurea adormită, căci așa o numeau cu toții acum pe tânăra domniță, se răspândise în lumea largă. Și, din timp în timp, se găsea câte un fiu de crai care încerca să străbată tufișurile de mărăcini și să pătrundă în palat, dar nu răzbea niciunul, din pricină că mărăcinii se prindeau la oaltă, ca și când ar fi avut mâini ghimpoase și nu îi lăsau să înainteze nici măcar un pas. După amar și amar de ani, iată că pe acele meleaguri răsării
un fecior de împărat curajos, care nu se lăsă până nu izbuti să intre în palat. În cele din urmă se întâmplă ca flăcăul nostru să ajungă în turn și să deschidă ușa cămăruței în care dormea tânăra domniță. De cum au văzut, feciorul de împărat și mai putu lua ochii de la dânsa și, aplecându-se, o sărută. De îndată ce o atinse cu buzele, frumoasa adormită clipi mărunt, deschise ochii și îl privi cu drag. Coborâra apoi amândoi din turn și, ca la un semn, împăratul și împărăteasa se treziră și ei, alături de toți ceilalți curteni. Se priviră unii pe alții mirați și mai că nu le venea să își creadă ochilor. Caii din curte se ridicare în două picioare și începură să-și scuture coamă. Ogarii sărire sprinteni în sus, dând vesel din coadă și gudurându-se. Muștele începură să se miște pe pereți, băzâind într-una. Focul din bucătărie se dezmorți și își înteți vâlvătaia. Mâncarea de pe plită porni să clocotească. Friptura prinse iar să sfârie, iar bucătarul îi trase o palmă zdravănă ucenicului său, care începu să țipe ca din gură de șarpe. Apoi se prăznui cu mare strălucire și alai nunta feciorului de crai cu frumoasa din pădure adormită și cei doi trăiră fericiți până la sfârșitul zilelor lor. Dragii mei, haideți să ne pregătim pentru o călătorie magică într-o lume de basm. O să descoperim împreună povestea unei prințese foarte frumoase, dar și foarte mândră, care învață o lecție importantă despre bunătate și modestie. Vom întâlni personaje curioase și curajoase, vom trece prin păduri misterioase și vom ajunge în orașe fermecate. Sunteți gata să aflați cum o prințesă capricioasă se transformă într-o adevărată regină a inimilor? Rămâneți alături de mine și haideți să pornim împreună în această aventură minunată! Lasă un like dacă îți place această poveste și nu uita să te abonezi! Împăratul Cioc de Sturz. A fost odată ca niciodată un împărat care avea o fată nespus de frumoasă, dar atât de trufașă de nu putea să-i găsească nicicum un pețitor pe gustul ei. Pe toți care veniseră împețit, fata reușise să-i facă să își ia tâlpășița. Ba, îi mai și păciocorise pe deasupra. Dar iată că, într-o bună zi, împăratul dădu un bal mare, la care îi pofti pe toți flăcăii dornici de însurătoare. Și de cum se înfățișară aceștia, împăratul își și rândui după rang și stare. Când fața de împărat fu purtată prin fața șirului de pețitori, începu să găsească fiecăruia câte un cusur. Primul îi se păru prea gras, parcă-i un butoi. Pe al doilea îl găsi prea înalt. Ia te uită ce lungan, nu-l ajung nici într-un an. Cel de-al treilea era prea scund, curt, gros și îndesat, nu arată a bărbat. Al patrulea i se păru prea rușcovan, roș, creastă de cocoș. Iar al cincilea prea dus de spate, brad verde uscat după vatră. Dar cel mai mult râse de un crai, pe a cărui față se citeau bunătatea și noblețea. Acesta ședea în capul mesei și avea bărbia nițeluș cam ascuțită. Ei, drăcie, are o bărbie ca un cioc de sturz. Dacă văzu împăratul că fata lui își bate joc de toți, se mânie cumplit și jură să o dea de suție cele din tâi cerșetor care va bate la poartea castelului. După câteva zile, un biet cântăreț trecu pe acolo și se porni să cânte sub ferestrele palatului. Fu chemată sala tronului și după ce termină de cântat, împăratul îi zise: atât de mult mi-a plăcut cântarea ta, că ți-o dau pe fica mea de soție. Pe domniță o trecură fiorii la auzul acestor cuvinte, dar împăratul grăi răspicat: am jurat că te dau după primul cerșetor și o să-mi țin jurământul. După cununie, împăratul îi zise fetei: crezi că se cuvine ca o nevastă de cerșetor să locuiască sub acoperișul meu? Ia-ți bărbatul și du-te de aici. Cerșetorul își luă tânăra soție de mână și porniră la drum pe jos. Când ajunseră într-o pădure mare, femeia își întrebă bărbatul: pădurea asta mare a cui să fie oare? Iar bărbatul îi răspunse: a lui Cioc de Sturz crai și ar fi fost și a ta de bărbat dacă îl luai. Prințesa oftă și spuse: din cauza trufiei dădui de nepastă. Ce trai aș fi dus de a rămas nevastă.
Merseră ei ce merseră până ajunseră într-o luncă. Și femeia întrebă iarăși: „Da, lunga asta verde, a cui să fie oare?” Iar bărbatul îi răspunse la fel. După un timp, tădure de un oraș frumos. „Orașul ăsta mare, a cui să fie oare?” întrebă femeia. Iar răspunsul veni din nou: „A lui Cioc de Sturzcrai. Și-ar fi fost și al tău, de bărbat dacă luai.” Fata împăratului spuse oftând: „Din cauza trufiei dădui de năpastă. Ce trai aș fi dus de eram azi nevastă.” În cele din urmă, poposiră în fața unei colibe mici, iar femeia întrebă: „Vai, Doamne, cine o locui în astă căscioară, că-i de răpânată din cale afară?” Iar cântărețul îi răspunse: „Până azi am stat eu singur în ea, dar de acum încolo vom locui aici împreună.” „Dar unde sunt slugile?” întrebă ea mirată. „Care slugi?” o luă la rost cerșetorul. „De acum înainte, tu singură va trebui să ai grijă de toate. Ia du-te imediat de aprinde focul și pune apă la fiert, să-mi faci de mâncare.” Dar fata de împărat nu se pricepea de fel să aprindă focul și nici să gătească, așa că cerșetorul fu nevoit să pună mâna și să facă singur toată treaba, ca să nu rămână flămând. De bine de rău, o duseră așa câteva zile, până ce dădură gata toate merindele. Atunci, bărbatul îi zise nevestei sale: „Ia ascultă, măi femeie, așa nu mai scoatem noi la capăt. Apucă-te de împletit coșuri.” Bărbatul se duse să taie niște crengi de răchită, le făcu nuiele și le cără în casă. Femeia se strătui să le împletească, dar nuielele erau tari și răneau mâinile cele gingașe. „Văd eu că l-am împletit, nu-ți merge mâna,” îi zise bărbatul. „Apucă-te măcar de tors, că poate la asta ai să te pricepi mai bine.” Se apucă femeia de tors, dar firul aspru al lânii îi tăia atât de dânc pielea gingașa a degetelor, te-i dădea mereu sângele. „Of, că nu ești bună de nicio ispravă,” se oțărâ bărbatul. „O să încerc să fac negoți oale și străchini de lup, iar tu o să le duci în piață și o să le vinzi.” „Vai,” se gândi prințesa, „dacă s-or nimeri să vină tocmai atunci în piață oameni din împărăția tatălui meu și m-or vedea vânzând blide, ce-au să-și mai râde de mine?” Dar cum n-avea încotro, fu nevoită să se supună. La început îi merse bine negustoria, căci văzându-o cât era de frumoasă, oamenii cumpărau marfa și îi plăteau cât cerea. Dar într-o zi, ca un făcut, apăru un călăreț care intră cu armăsarul în grămada ei de oale și le făcu pe toate zob. Femeia fugi acasă și îi spuse bărbatului plângând ce pacoste dăduse peste dânsa: „Cine mai pomenit să te așezi cu oalele tocmai în drumul călăreților?” O certă bărbatul: „Nu te mai văicări atât. Am auzit că la palat au nevoie de o slujnică la bucătărie, dar fără simbrie, numai pe mâncare.” Și așa ajunse fata împăratului slujnică la bucătărie. Acolo trebuia să facă muncile cele mai grele și mai umilitoare. Beata de ea își legase de amândouă buzunarele de o ulcică, în care aduna resturile de la masă și astfel își mai amăgeau foamea. Dar iată că într-o bună zi s-a întâmplat să se prăznuiască nunta feciorului celui mai mare al împăratului. Se duse și ea să privească, pitindu-se după o ușă din sala tronului. Când se aprinseră luminile și începură să vină oaspeții, se gândi cu inimă întristată la soarta ei și blestemă trufia care o adusese în starea aceea de sărăcie, făcând-o să îndure atâtea umilințe. Trecând pe lângă dânsa, slugile îi aruncau din bucatele pe care le duceau, ori le luau de pe masă, iar fata de împărat se grăbea să le pună în oală, ca să plece cu ele acasă. Deodată se ivi fiul împăratului, îmbrăcat numai în catifia și în mătăsuri. Când o văzut stând după ușă, o prinse de mână și vrut să o invite la dans, dar ea se înspăimântă grozav și căută să scape, fiindcă își dădu îndată seama că fiul de crai nu era altul decât împăratul Cioc de Sturz, care o pețise pe vremuri și pe care ea îl batjocorise. Dar împotrivirea nu îi ajută la nimic, căci craiul o apucă și mai zdraven și o trase după el, în sala tronului. Chiar atunci se rupse cureaua de jos care îi stăteau prinse cele două ulcele și mâncarea se împrăștie toată pe jos. Când văzură oaspeții una ca asta, începură să râdă și se arunce cuvinte de batjocură. De rușine, beata fată alergă spre ușă, ca să piară cât mai repede din ochii lor.
dar pe scară o ajunse din urmă cineva. Era tot împăratul Cioc de Sturz, care îi grăi cu blândețe. Nu te teme, căci eu și omul cu care te-ai măritat suntem unul și același. De dragul tău m-am prefăcut în cerșetor, iar călărețul care ți-a spart oalele, tot eu am fost. Și toate astea le-am făcut doar ca să-ți îmbing trufia. Atunci a început să plângă amarnic și printre suspine îi spuse fiului de împărat. Cât de crudă și de nedreaptă am fost, nu mă simt vrednică să îți fiu soață. Dar el o liniști și îi zise cu blândețe. Lasă, nu te mai omorâ cu firea, mângâie-te cu gândul că zilele tale de suferință au trecut. Iar acum o să facem nuntă de o să se ducă vestea. Și cât ai bate din palme, se iviră slujnicele de o gătire cu cele mai minunate straie. Apoi veni și tatăl fetei, împăratul cel bătrân. Veniră și curtenii și îi urară cu toții să aibă parte de noroc la nunta ei cu împăratul Cioc de Sturz. Și de-abia acum pot să zic că se puseră pe chef. Rău îmi pare zău că n-am nimerit și noi pe acolo, că trebuie să se fi petrecut la nunta asta de pomină cum nu s-a mai petrecut nicăieri pe lume. Din această poveste putem învăța o lecție importantă despre smerenie, bunătate și respect. Fata de împărat era foarte frumoasă, dar și foarte trufașă. Ea a râs de toți cei care au vrut să o ia de soție, fără să țină cont de calitățile lor adevărate. Din cauza comportamentului ei, împăratul, tatăl său, a hotărât să o dea de soție primului cerșetor care va veni la palat. Deși la început, prințesa a fost tristă și s-a simțit umilită, călătoria alături de cerșetor a ajutat-o să înțeleagă că bogăția și aparențele nu sunt cele mai importante lucruri. A învățat să aprecieze adevărata valoare a oamenilor și să fie recunoscătoare pentru ceea ce are. În final, ea a aflat că cerșetorul era de fapt un crai bun și nobil, care i-a dat o lecție de viață pentru a-și îndrepta comportamentul. Povestea ne arată că trebuie să fim mereu buni, să nu judecăm oamenii după aparențe și să învățăm să apreciem ceea ce avem. Editura Creativ este cunoscută pentru publicarea unor cărți captivante și pline de imaginație, iar această carte de povești nu face excepție. Fiecare pagină a cărților oferite de Editura Creativ este o aventură în lumea magiei și a fanteziei. Personajele sunt îndrăznețe și fascinante, iar fiecare poveste te va captiva de la primele rânduri. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a Editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Dragii mei, pregătiți-vă să ascultați o poveste nu ați mai auzit. Este vorba despre o capră înțeleaptă și iubitoare și cei 7 iezi ai săi năzdrăvan, care trebuie să înfrunte un lup viclean și periculos. Dar oare cine va câștiga această bătălie între bine și rău? Vă invit să descoperim împreună o poveste plină de învățăminte, curaj și iubire de mamă. Haideți să pornim într-o călătorie magică unde orice este posibil. Lupul și cei 7 iezi. A fost odată o capră bătrână care avea 7 iezi. Într-o zi, trebuie să plece în pădure ca să le aducă de alegurii, capra îi strânse pe toți în jurul ei și le grăi astfel. Dragii mei copilași, eu mă duc în pădure. În lipsa mea, căutați de fiți cuminți și feriți-vă de lup, că de izbuti să intre în casă, nu o să mai rămână niciun oscior din voi. Diavolul ăsta de lup știe să se prefacă. Dar să-l puteți dibui după glasul cel dogit și după labele cele negre. Poți pleca fără grijă, micuță dragă, cum știi noi să ne păzim de lup. Răspunse răiezii. Capra behăi mulțumită și porni la drum. Nu trecu mult și numai ce bătu cineva la ușă. Dragii mei copilași, deschideți ușa că eu sunt mama voastră. Dar iezii îl recunoscură pe lup după glas și răspunseră. Nu te credem. Glasul maicuței este subțire și blând, pe când al tău e gros și dogit. Auzind el acestea, se duse și cumpără o bucată mare de cretă, o înghiții și glasul îi se subție pe loc. Apoi se grăbi să se întoarcă la căsuța caprei, unde strigă cu glasul țirel.
Dragi copilași, deschideți ușa că sunt eu, mama voastră! E zi, mai să deschidă, dar noroc că lupul se dădu repede de gol. Cum se propti cu labele pe pervaz, ca să privească înăuntru, Iezi îi zărire labele negre și răspunsere în cor. Nu deschidem, că mama noastră nu are labe negre, ca ale tale. Văzând el că nici de data aceasta nu-i poate amăgi, alergă la brutar și ceru să-i înfășoare laba în puțină cocă, după care îi ceru brutarului să-i presară nițică făină albă peste piciorul rănit. Apoi, bătut din nou la ușa caprei, strigând subțirel. Dragi copilași, deschideți ușa că sunt eu, mama voastră! Arată-ne mai întâi laba și apoi ce-om deschide! Răspunseră Iezi. Hoțumanul de lup ridică laba, iar Iezi, văzând că e albă, traseră ivărul de la ușă. Când îi zeriră colții însă, încremeniră de spaimă și de dură să se ascundă care încotro. Lupul îi dibui, însă îi și înfulecă într-o clipă. Numai pe Edul cel mic nu fu chip să-l găsească. După ce își umflă burta, ieși din casă, se întinse pe iarbă și a dormit buștean. Nu mai trecu mult și mama capră se întoarse din pădure. Sârmana era sâși iasă din minți, când văzu ușa dată în lături și casa toată vrăiște. Cât despre ies, nici urmă. Strigă capra pe fiecare pe nume, dar degeaba. Când a dus să-l strige și pe prâslea, auzi un glas înăbușit. Măicuță dragă, sunt aici, în cutia pendulei. Capra îl scoase de acolo și el prins să-i povesti cum i-a înșelat lupul și cum le-a venit de hac celor 6 frățiori mai mari. Apoi, ca să-și mai potolească durerea, capra a ieșit din casă. Sub un copac îl zări pe lup, sfurăind de se cutremura pământul. Când se apropie de el, băgă de seamă că în burta lui cea umflată se zvârcolea ceva. Oare n-or mai fi trăind vieții mei copilași? Se întrebă ea și fără să mai stea pe gânduri, tăie burtihanul lupului. Într-o clipă Iezi sărire afară, unul după altul. Și erau vii și nevătămați, toți 6, fiindcă dihanea înghițise fără a-i mai amesteca. Și ținte în bucurie. Capra îi potoli însă și le ceru să aducă repede niște bolovani. Iezi începură să care la repezeală bolovani și să-i îndese în burta dihanii. Apoi, capra o cusu cu atâta iscusință că lupul nu simți absolut nimic. După ce se sătură el de somn, se ridică la nevoie și porni către fântână. Dar când se aplecă să bea apă, bolovanii îl și traseră la fund. Cei 7 iezi împreună cu mama lor răsuflară acum ușurați. Din această poveste putem învăța câteva lucruri foarte importante. În primul rând, ne arată cât de important este să ascultăm de părinți și să fim atenți la sfaturile lor. Iezii, care nu au fost destul de atenți și au deschis ușa lupului, au fost în mare pericol. Dar, pentru că au învățat din greșelile lor, au reușit să scape. De asemenea, povestea ne arată că, deși lupul a fost viclean, dragostea de mamă și curajul pot învinge orice primejdie. Așa că, dragii mei, fiți întotdeauna atenți, ascultați sfaturile bune ale părinților și nu vă lăsați păcăliți de aparențe. Editura Creativ este cunoscută pentru publicarea unor cărți captivante și pline de imaginație, iar această carte de povești nu face excepție. Fiecare pagină a cărților oferite de Editura Creativ este o aventură în lumea magiei și a fanteziei. Personajele sunt îndrăznețe și fascinante, iar fiecare poveste te va captiva de la primele rânduri. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a Editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Dragi copii, v-ați întrebat vreodată ce s-ar întâmpla dacă v-ați rătăci într-o pădure plină de mistere? Ei bine, astăzi vom descoperi povestea unei fetițe pe nume Goldilocks, care în căutarea unor floricele pentru mămica ei ajunge să aibă parte aventură uimitoare. Dar ce se întâmplă când curiozitatea ei o duce într-o casă de urși? He, stați alături de noi și haideți să vedem ce descoperiri va face fetița și ce lecții va învăța.
Nu uita să lași un like dacă îți plac poveștile noastre, iar dacă încă nu te-ai abonat, acum e momentul perfect să o faci. Poți da și un share ca această poveste să ajungă la mai mulți copilași ca tine. Ascultați cu atenție, pentru că povestea abia începe. Goldilocks și cei trei urși. A fost odată, ca niciodată, o fetiță pe care o chema Goldilocks și care trăia la marginea unei păduri, împreună cu familia sa. Într-o dimineață, Goldilocks a început să se plimbe prin pădure, culegând cele mai frumoase flori pentru mămica ei. Wow! Uite ce floricică frumoasă! Dar, nu peste mult timp, fetița se rătăci. Feriată, încercă să găsească cărarea. Merse ea ce merse prin pădure, până zări în depărtare o căsuță și se hotărâ să se apropie. Uite, ar trebui să cer ajutor aici. În căsuță trăia o familie de urși, ursul, ursoaica și puiul de urs. În acea dimineață, ursoaica gătise terci de ovăz. Așteptând ca mâncarea să se răcească, familia de urși se hotărâ să facă o plimbare prin pădure. Chiar când ieșire pe ușa din spate a căsuței, Goldilocks intra pe cea din față. Cum puse piciorul înăuntru, fetița simți mirosul de terci de ovăz. I se făcu foame și se duse direct la masă. Prima dată, luă o lingură din castronul mare al ursului. E prea fierbinte, țipă ea. Apoi încercă să ia o înghițitură și din castronul cel mijlociu. Of, e prea rece, se plânse din nou Goldilocks. În cele din urmă, gustă și din bolul celui mai mic, al puiului de urs. Terciul era numai bun, așa că, în câteva clipe, fetița goli întregul castron. E numai bun! După ce își puse burta la cale, Goldilocks se simți obosită. Văzând că în încăpere erau trei balansoare, se gândi să se odihnească pe unul dintre ele. Prima dată, se așeză pe cel mare, al ursului. E prea tare, țigă fetița. Apoi, încercă scaunul cel mijlociu, al ursoaicei. E prea moale, se plânse iar. În cele din urmă, se așeză pe balansoarul celui mai mic, al puiului de urs. E perfect, puse ea zâmbind și legănându-se, până reuși să rupă scaunul. Vai, cad! Cu mare grijă, se ridică de pe scaunul rupt și se urcă la etajul căsuței, sperând să găsească un loc unde să doarmă. Sus, dădu peste trei paturi. Iar prima dată când îl încercă pe cel mare al ursului, strigă, e prea sus! Apoi, se puse în patul cel mijlociu, al ursoaicei. Of, e prea jos, se plânse din nou. În cele din urmă, se așeză pe patul cel mic, al puiului de urs. O, acesta e numai bun, puse ea, apoi oftă și a țipi pe dată. După un timp, cei trei urși se întoarseră de la plimbare. Când intrară în căsuță, zărire linguri în castroanele de pe masă. Puiul de urs descoperi cu uimire că al lui era gol. Priviți, castronul meu e gol! Apoi, cei trei văzură că cineva stătuse pe balansoarele lor. Uite, al meu e rupt, strigă puiul de urs. Cei trei urși plecară la etaj, ca să vadă ce se alesese de paturile lor. Nici nu ajunseră bine sus, că puiul de urs și începu să strige. Priviți, priviți, e cineva la mine în pat! Auzind vocea, Goldilocks se trezi. Speriată, sărite din pat, fugi pe scări, ieși din căsuță și o rupse la fugă. Alergând prin pădure, auzi deodată o voce și se hotărâ să meargă în direcția de unde se auzise. Când ieși, printre copaci, fetița își zări mămica. Într-o clipită, fugi la ea și o îmbrățișă strâns. Apoi îi povesti de ce se întâmplase și îi promise că nu se va mai aventura niciodată singură în pădure. Ce bine că te-ai întors! Mami, mami, te iubesc mult! Din această poveste învățăm că nu e bine să intrăm în casele altora fără permisiune și că trebuie să respectăm lucrurile care nu ne aparțin. Curiozitatea este bună, dar trebuie să avem grijă să nu deranjăm și să nu facem greșeli care să îi supere pe ceilalți. În plus, părinții ne spun mereu să fim atenți la locurile noi, iar Goldilocks învață că uneori e mai bine să rămâi aproape de casă. Așadar,
Dragi copii, curiozitatea lui Goldilocks a dus-o într-o mare aventură, dar și într-o situație din care a învățat ceva important. Sper că v-a plăcut această poveste și că ați înțeles cât de valoroase sunt lecțiile pe care le învățăm din greșeli. Nu uita să lași un like dacă îți plac poveștile noastre, iar dacă încă nu te-ai abonat, acum e momentul perfect să o faci. Poți da și un share ca această poveste să ajungă la mai mulți copilași ca tine. Rămâneți mereu curioși, dar aveți grijă să respectați tot ce vă înconjoare. La următoarea poveste ne vom întâlni din nou pentru a descoperi o altă lume minunată. Editura Creativ este cunoscută pentru publicarea unor cărți captivante și pline de imaginație, iar această carte de povești nu face excepție. Fiecare pagină a cărților oferite de Editura Creativ este o aventură în lumea magiei și a fanteziei. Personajele sunt îndrăznețe și fascinante, iar fiecare poveste te va captiva de la primele rânduri. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a Editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Dragi copii, sunteți pregătiți pentru o aventură extraordinară? Astăzi vom afla povestea lui Pinocchio, o păpușă de len care a prins viață. Alături de el vom învăța cum e să faci alegeri bune, să spui adevărul și să fii curajos. Chiar și atunci când te întâlnești cu un vulpoi viclean, circuri misterioase și, ce credeți, o balenă uriașă. Stați aproape și haideți să vedem ce îi se întâmplă lui Pinocchio. Nu uita să lași un like dacă îți place povestea noastră, iar dacă încă nu te-ai abonat, acum e momentul perfect să o faci. Poți da și un share ca această poveste să ajungă la cât mai mulți copii ca tine. Aventurile lui Pinocchio. A fost odată un meșter tâmplar, bătrân și sărac, pe care îl chema Geppetto. Într-o zi, acesta s-a apucat să facă o păpușă dintr-o bucată de lemn. În timp ce lucra, tâmplarul zise: "Tu vei fi băiețelul meu și te voi numi Pinocchio." Bătrânul Geppetto lucră ore în șir la fiecare detaliu al păpușii sale de lemn. Când ajunse la gură, păpușa a început să facă tot felul de strâmbături. "Încetează, băiat neastâmpărat." "Nu vreau," țigă Pinocchio. "Poți să vorbești?" se miră Geppetto. "Bineînțeles." "Doar mi-ai făcut o gură," răspunse păpușa. "Ești incredibil." Obosit, Geppetto lăsă păpușa pe masă și se duse la culcare. În dimineața următoare, tâmplarul îl pregăti pe băiat pentru școală. Acesta plecă, dar pe drum se opri să vadă un spectacol de teatru de păpuși. După ce privi o vreme, Pinocchio îi zise păpușarului: "Eu pot să cânt și să dansez mai bine decât toate aceste păpuși." Și, cât ai clipi, păpușa de lemn se urcă pe scenă. Păpușarul de la teatru îi strigă însă nemulțumit: "Coboară imediat de pe scena mea!" Mulțimea îl îndrăgi însă imediat pe Pinocchio, așa că păpușarul îl lăsă să mai stea. Dar, după spectacol, îi strecură în palmă 5 bănuți de aramă și îl trimisese acasă. "Ia-i și pleacă de aici!" "Bine, domnule!" În timp ce se îndrepta spre casă, Pinocchio se întâlni cu un vulpoi șchiop și un cotoi orb. Aceștia aflaseră cumva că păpușa de len avea bani, așa că se hotărâră să-i întindă o cursă. "Vino cu noi, prietene, te vom învăța cum să prefaci bănuții aceștia de aramă în aur," îi spuse cotoiul cel rău. "Îngroapă monedele sub pomul cel magic și în câteva ore se vor preface în bănuți de aur," îi zise apoi și vulpoiul. Fericit, Pinocchio îi rugă să-i arate pomul. Vulpoiul și cotoiul îi arătă prima bucată de pământ pe care o zăriră. Pinocchio săpă o groapă și puse înăuntru bănuții. Apoi acoperi groapa cu pământ și lăsă acolo o piatră ca să poată recunoaște locul. "Vino cu noi la cină," îl invită apoi cotoiul. După ce mâncară și își luară rămas bun, cotoiul și vulpoiul se ascunseră după copac, așteptând ca Pinocchio să-și dezgroapă micuța comoară. Când acesta își scoase nedumerit monedele din pământ, cei doi săriră să-l atace.
Văzând aceasta, zâna fermecată, care păzea păpușa de lemn, își trimise câinele să-l salveze pe Pinocchio și să-l ducă în castelul său. Cum ajunseră la castel, zâna îl întrebă pe Pinocchio: de ce nu ai fost astăzi la școală? Ba, am fost, răspunse păpușa, în timp ce nasul îi crescu asemenea unei crengi. Ce se întâmplă oare cu nasul meu? Zâna îi spuse: de fiecare dată când vei spune o minciună, îți va crește nasul, iar când vei mărturisi adevărul, acesta ți se va mișora la loc. Zâna îi spuse apoi lui Pinocchio să se întoarcă acasă, punându-l să-i promită că orice s-ar întâmpla, nu se va opri din drum. Dar, deși îi făgădui acest lucru, păpușa de lemn întâlni câțiva băieți și s-a oprit cu ei. Vino cu noi, îi spuseră copiii. Știm un loc minunat unde sunt spectacole de circ, jocuri, prăjituri uriașe și bomboane delicioase. Pinocchio acceptă propunerea acestora și plecară împreună la circ. Niciunul dintre băieți nu știa însă că, acolo, copiii cei răi sunt prefăcuți în măgari. Acest lucru li s-a întâmplat și lor. Pentru că era făcut din lemn, lui Pinocchio îi crescură doar urechi, copite și o coadă de măgar. Apoi, directorul circului îl obligă să sară printr-un cerc, aruncându-l astfel în mare. Când ajunse în apă, păpușii de lemn îi dispărură copitele și urechile de măgar, iar coada îi căzu. Înotă o bucată de vreme, dar nu reuși să ajungă la mal, fiindcă îl înghiți o balenă uriașă. Ajutor! Ajutor! Plutind în burta balenei, Pinocchio văzu o luminiță. Cine e acolo? Întrebă el, iar ecoul răsună în întuneric. Pinocchio, tu ești? Răspunse o voce cunoscută. Tată, tată! Strigă cu bucurie Pinocchio. Încercând să salveze păpușa de lemn, tâmplarul ajunsese și el în burta aceleiași balene. Împreună, cei doi au construit o plută de ajuns de mare pentru amândoi. Când terminară, Pinocchio o gâdilă pe balenă, zicându-i bătrânului Geppetto: ține-te bine, tată, când balena o să strănute, ne vom pomeni aruncați afară de aici. Așa se și întâmplă. Când ajunseră acasă, Geppetto îl culcă pe Pinocchio în patul său și îi spuse: azi ai fost foarte curajos și generos și ai spus numai adevărul. Ești fiul meu și te iubesc. Pinocchio își aminti atunci vorbele zânei și îi șopti lui Geppetto: tată, acum că ți-am dovedit că sunt bun de ceva, aștept să mi se întâmple și mie ceva bun. Zicând aceasta, Pinocchio a dormit. În dimineața următoare, când se trezi, o luă la fugă pe scări, sărind și dând din mâini de bucurie. Tată, tată, privește, acum sunt un băiat adevărat. Și apoi l-a îmbrățișat pe Geppetto. Ce putem învăța din această poveste? Din această poveste învățăm că minciunile nu ne ajută și că adevărul este mereu cea mai bună alegere. Pinocchio descoperă că, pentru a deveni un băiat adevărat, trebuie să fie sincer, curajos și responsabil. La fel ca Pinocchio, trebuie să învățăm să facem alegeri bune și să fim corecți, pentru că numai așa vom crește și ne vom bucura de viață. Aceasta a fost aventura lui Pinocchio, o păpușă de lemn care a învățat să fie un băiat adevărat. Sper că v-a plăcut și că veți ține minte cât de important este să spuneți întotdeauna adevărul și să aveți grijă de cei dragi. Nu uitați să ne urmăriți și pentru alte povești magice. Lasă un like dacă ți-a plăcut povestea noastră, iar dacă încă nu te-ai abonat, acum e momentul perfect să o faci. Poți da și un share pentru ca această poveste să ajungă la cât mai mulți copii ca tine. Editura Creativ este cunoscută pentru publicarea unor cărți captivante și pline de imaginație, iar această carte de povești nu face excepție. Fiecare pagină a cărților oferite de Editura Creativ este o aventură în lumea magiei și a fanteziei. Personajele sunt îndrăznețe și fascinante, iar fiecare poveste te va captiva de la primele rânduri. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a Editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor.
Copii, v-ați gândit vreodată că o jucărie mică poate avea o poveste extraordinară? Dragii mei, astăzi vă voi spune povestea unui soldățel de plumb foarte special. Era diferit de toți ceilalți, dar avea o inimă curajoasă și plină de aventură. Haideți să vedem prin ce peripeții a trecut și cum și-a urmat inima, chiar și în cele mai grele momente. Vă promit că veți fi uimiți de curajul lui. Sunteți gata să-l cunoaștem pe acest erou mic, dar neînfricat? Nu uita să lași un like dacă îți plac poveștile noastre. Iar dacă nu ești încă abonat la canal, acum e momentul să o faci. Pentru tine este gratis, iar pe noi ne motivează să continuăm și să vă aducem cele mai frumoase povești pentru copii și nu numai. Soldățenul de plumb. Erau odată 25 de soldăței de plumb. Toți erau frați, fiindcă fusese răturnați din aceeași lingură veche. Aveau uniforme frumoase și o ținută demnă. Semănau leit, dar unul dintre ei avea un singur picior, pentru că fusese făcut cel din urmă și nu mai ajunsese plumbul. Cu toate acestea, stătea la fel de drept ca ceilalți. Pe masa pe care stăteau ei înșirați, mai erau și alte jucării. Era mai cu seamă un castel de hârtie de toată frumusețea. Toate jucăriile erau frumoase, dar cea mai drăgălașă era o fetiță din hârtie care stătea la ușa castelului. Fetița stătea cu brațele întinse, fiindcă era dansatoare și își ridicase un picior așa de sus, încât văzând-o de departe, soldățelul credea că și ea are un singur picior. Ar fi o nevastă potrivită pentru mine, se gândea el. Atât numai că e cam boieroică, stă într-un castel, iar eu stau într-o cutie în care suntem 25 de inși. Dar eu tot am să încerc să intru în vorbă cu ea. Și s-a urcat pe o tabacheră, de unde putea să se uite în voie la dansatoarea cea subțire, care stătea mereu într-un picior, fără să cadă. Seara, soldăței au intrat în cutie și cei din casă s-au dus la culcare. Deodată, cutiuța muzicală a început să cânte. Soldăței au început să zângăne în cutia lor, fiindcă voiau să iasă, dar nu puteau să ridice capacul. Spărgătorul de nuci se dădea de-a dura și creta se zbenguia pe tăbliță. De atâta alarmă, canarul s-a trezit și a început să vorbească în versuri. Numai soldățelul și dansatoarea nu s-au clintit. Ea stătea cu brațele întinse, iar el nu-și lua ochii nici o clipă de la dânsa. Ceasul a bătut ora 12. Și poc! Capacul tabacherei s-a deschis. În tabacheră nu era tutun, ci doar un drăcușor mititel și negru. Acesta i-a spus soldățelului să se uite în altă parte, că de nu o să vadă el a doua zi de dimineață. Dar soldatul nici nu l-a băgat în seamă. Când s-au sculat, copiii au luat soldățelul de plumb și l-au pus pe marginea ferestrei. Și deodată, că o fi fost drăcușorul, că o fi fost vântul, fereastra s-a deschis și soldatul de plumb a căzut de la etajul al treilea. A căzut cu piciorul în sus și s-a înfipt cu vârful baionetei între pietrele caldarâmului. Fata din casă și băiețelul s-au dus repede jos ca să-l caute, dar cu toate că era să calce pe el, nu l-au zărit. Dacă soldatul ar fi strigat, aici sunt, l-ar fi văzut, dar el știa că e în uniformă și nu se cuvine să strige așa, în gura mare. Între timp, a început să toarne cu găleata. După ce a mai trecut ploaia, au venit doi băieți. Ia uite, a zis unul dintre ei, un soldățel de plumb, hai să-i dăm drumul pe apă. Au făcut o bărcuță din ziar, au pus soldățelul înăuntru și au dat drumul pe apa care curgea pe marginea străzii. Apoi, au început să alerge pe lângă el. Barca se legăna încoace și încolo și câteodată se învârtea așa de repede încât soldatul tremura, dar tot neclintit rămânea. Apoi, bărcuța a intrat pe sub un podeț. Asta e numai din vina drăcușorului, se gândea soldățelul. Ah, dacă fetița aceea ar fi aici cu mine, nu mi-ar păsa chiar dacă ar fi de două ori mai întuneric decât este. Ca din senin, a apărut un șobolan care striga. Ai pașaport? Arată-mi pașaportul. Acesta locuia sub podeț. Soldățelul n-a spus nimic, dar și-a strâns și mai tare arma la umăr. Barca a plutit mai departe și șobolanul a alergat după ea, rânjind amenințător și strigând. Opriți-l! Opriți-l! N-a plătit vama și nu a mai arătat pașaportul.
apa curgea tot mai repede și soldățelul a auzit un vuiet puternic. La capătul podețului, pureiașul se vărsa într-un canal mare. Soldatul se ținea cât putea de drept, nici nu mai clipea. Barca s-a învârtit de 3-4 ori, s-a umplut de apă și a început să se scufunde. Soldățenul era acum în apă până la gât. Hârtia se înmuia, iar el se gândea la dansatoarea cea mititică și în urechi îi răsuna un cântec. Du-te la război, oștene, și de moarte nu te teme! Barca s-a rupt și soldățenul s-a scufundat, dar n-a ajuns la fund, fiindcă un pește mare l-a înghițit. Înăuntru era mai întuneric decât sub podeț și era așa de strâmt locul. Soldatul de plumb însă ținea arma la umăr. Peștele umbla încoace și încolo prin apă și se zbuciuma cumplit. Deodată s-a oprit. Pe urmă, o fâșie de lumină l-a străbătut ca un fulger. Lumina s-a făcut tot mai mare și s-a auzit un glas strigând: uite soldățelul de plumb! Ce se întâmplase oare? Peștele fusese prins, vândut, după care ajunsese în bucătărie, iar bucătăria sa îl spintecase. Când a dat cu ochii de soldățel, femeia l-a prins cu două degete și l-a dus în casă. Toți s-au îngrămădit să-l vadă. Să mai spui că nu există minuni. Soldățelul era acum în odaia lui, înconjurat de aceiași copii, iar pe masă era castelul cu dansatoarea cea drăgălașă. Stătea și acum tot într-un picior, fără să se clintească. Soldățelul s-a îndoioșat așa de tare, încât maica ar fi început să plângă, cu lacrimi de plumb. Dar s-a gândit că un oștean nu trebuie să plângă, așa că s-a uitat ținta la dânsa și n-a spus nimic. Deodată, un băiețaș a luat soldatul și l-a zvârlit drept în sobă. De ce l-o fi zvârlit? Că doar nu făcuse nimic rău. Dar probabil că tot drăcușorul și-a vrât coada. Soldățelul stătea acum pe jăratic, năpădit de o căldură mare. O fi fost de la foc sau de la dragoste? Nu știa nici el. Se uită la fetiță, iar aceasta se uită și ea la dânsul. Bietul de el simțea că se topește, dar tot neclintit rămânea. Apoi, ușa s-a deschis, s-a făcut curent și dansatoarea a zburat drept în sobă, lângă soldățelul de plumb. A luat foc și s-a făcut scrum. A doua zi de dimineață, când servitoarea a scos cenușa din sobă, nu s-a mai gândit la soldățel. N-a mai găsit din soldățel decât un cocoloș de plumb, în formă de inimioară, iar din dansatoarea cea drăgălașă nu mai rămăsese decât steluța din păr, dar și aceea era acum arsă și neagră ca tăciunele. Povestea soldățelului de plumb oferă mai multe lecții valoroase care pot fi învățate de copii și adulți deopotrivă. Iată câteva dintre ele. Curajul și determinarea. Soldățelul de plumb, deși are un singur picior, stă mereu drept și își păstrează demnitatea în fața adversităților. Aceasta ne învață că, indiferent de dificultățile pe care le întâlnim, trebuie să rămânem puternici și să nu ne lăsăm doborâți. Loialitatea și iubirea. Soldățelul dezvoltă un atașament profund față de dansatoarea de hârtie, rămânând loial acesteia până la sfârșit. Aceasta subliniază importanța loialității și a iubirii adevărate, care pot dăinui în ciuda obstacolelor. Acceptarea diferențelor. Deși soldățelul este diferit de ceilalți, având un singur picior, el este la fel de valoros și curajos. Povestea încurajează acceptarea diferențelor și arată că fiecare persoană este valoroasă în felul său unic. Sacrificiul și altruismul. În final, soldățelul de plumb se sacrifică pentru a fi alături de dansatoare, topindu-se în foc. Aceasta ne arată valoarea sacrificiului pentru cei pe care îi iubim și importanța altruismului. Rezistența și perseverența. Soldățelul trece prin numeroase încercări, cădere de la fereastră, plutirea pe apă, confruntarea cu șobolanul și înghițirea de către pește. În toate aceste situații, el își păstrează calmul, acceptarea destinului. În ciuda tuturor provocărilor, soldățelul își acceptă soarta cu demnitate. Aceasta reflectă ideea că uneori trebuie să acceptăm lucrurile pe care nu le putem schimba și să ne înfruntăm cu curaj. Prin aceste lecții, povestea soldățelului de plumb devine nu doar o aventură captivantă, ci și o sursă de învățăminte morale și etice care pot ghida comportamentul și valorile copiilor.
Editura Creativ este cunoscută pentru publicarea unor cărți captivante și pline de imaginație, iar această carte de povești nu face excepție. Fiecare pagină a cărților oferite de Editura Creativ este o aventură în lumea magiei și a fanteziei. Personajele sunt îndrăznețe și fascinante, iar fiecare poveste te va captiva de la primele rânduri. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a Editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Editura Creativ este cunoscută pentru publicarea unor cărți captivante și pline de imaginație, iar această carte de povești nu face excepție. Fiecare pagină a cărților oferite de Editura Creativ este o aventură în lumea magiei și a fanteziei. Personajele sunt îndrăznețe și fascinante, iar fiecare poveste te va captiva de la primele rânduri. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a Editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Mulțumesc încă o dată și ne vedem curând cu noi povești interesante!